Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Iată-ne din nou cu domnul Marius Ghidel și astăzi va fi un subiect mult, mult discutat și mai puțin pus în practică. Este vorba de rugăciune. Iar cum este această rugăciune bine de făcut, vă las pe dumneavoastră să ascultați această emisiune și, bineînțeles, dacă puteți, să puneți și în practică ceea ce explică Marius Ghidel. Vizionare plăcută! Bună ziua! Bună ziua, Marius! Să începem cu întrebările. Uite, una este o întrebare legată despre har și meritocrație. Harul este un cuvânt întâlnit des în Biblie, în special în Noul Testament, și apare ca un favor, ca o binecuvântare, ca iertare din partea bunului Dumnezeu, bunătate. Este un cadou prin care noi putem avea acces la lucruri pe care le dorim, nu vorbesc de lucruri neapărat materiale, ci de la situații, la stări sufletești, de eliberare pe care le dorim, dar pentru care încă nu suntem foarte pregătiți să le avem conform puterilor noastre în credință. Apostolul Pavel le spune celor din Efes căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Modul în care oamenii pot intra într-o relație personală direct cu Dumnezeu este datorită harului său față de noi, a unora dintre noi, și nu datorită meritelor noastre, cel puțin nu cele pe care le știm noi din viața aceasta. Vreau să-ți spun că în așa astfel se vorbește de către unii oameni și despre tine, că ai primit har de la Dumnezeu să poți să participi la evenimentele la care ai participat în lumea cealaltă, a iubirii și luminii, și că să aduci informațiile tot prin har, ți s-a dat puterea să aduci informații în lumea aceasta fizică, materială. Se spune că unde omul nu a atins nivelul cerut de examenul grilelor divine, primește dreptul de a trece clasa, în ghilimele, prin harul lui Iisus Hristos, zona creștină. Da? De multe ori tu vorbești despre meritocrație și că dincolo de prag, de fluviul de gânduri, erau doar 30 de înalte spirite. Cei care urmăresc canalul tău au observat că faci dese referiri la Ilie Cioară, dar sunt și mulți alți sfinții părinți sau, de exemplu, dintre cei din zona românească secolul trecut, Scarlat Demetrescu, despre care am mai vorbit, care vorbesc și de o altă zonă mai luminoasă, care nu este chiar în fața lui Dumnezeu, dar este în cerurile înalte, în care au ajuns multe suflete plecate din trup. Ce este, după părerea ta, cu celelalte suflete? Există și alte nivele despre care nu ai vorbit explicit până acum? Nu. Eu nu am văzut așa ceva. Și este vorba despre venirea în viață, adică înainte de naștere. Există nivelul acolo de sus de tot, aproape de prag, la 50-100 de metri distanță de soarele de iubire. Acela este raiul. Apoi mai există o zonă care se deschide dinspre viața aceasta când urci și treci de fluviul de gânduri și intri într-o fel de supă de punct aurii de fericire. Aceasta este a doua zonă, dar dinspre viața noastră, spre dincolo. Acest spațiu de punct aurii de fericire se poate deschide și deasupra capului nostru sau se poate deschide chiar în fața ochilor noștri, în momentul în care noi ne retragem atenția de pe lumea aceasta. Atunci din osul sacru pornește un huruit ca un fel de vulcan, se ridică pe coloana vertebrală și în momentul în care ajunge în dreptul ochilor, unde privim,
lumea care este în fața ochilor noștri dispare și apare acel spațiu de punct aurii de fericire care fâșie și este format din puncte care sclipesc continuu, pulsează ca o inimă și sunt aurii. Deci, aceste două lucruri, de pe pământ, din lumea noastră spre lumea de dincolo, am dat dincolo de fluviul de gânduri de acest spațiu de punct aurii de fericire, până la fluviul de gânduri este lumea deschisă de Ilie Cioară pe o anumită distanță. Probabil că ei au zis că au scăpat de fluviul de gânduri, dar nu se scapă ușor. Ca să poți să treci de fluviul de gânduri, trebuie să fii pe pământ un sclav. Un sclav, o cârpă și un om de nimic, de care tot să-și bate joc și tu să iubești așa cum sunt, exact cum povesteam despre Sfântul cu cizme, care există în România. Și zona de sus de tot, de la prag, unde ai interdicție să treci, se poate urca acolo pe platou de sus, unde este tronul Tatălui Ceresc, numai pe o scară a Raiului, care te verifică câtă iubire ai acumulat pe pământ. Da, eu așa am venit pe pământ, prin soarele de iubire. Nu știu dacă toată lumea se întâmplă acest lucru cu toată lumea. Nu cunosc alte nivele, nu am văzut așa ceva. Deci se deschide ori deasupra capului nostru, ori dacă ești un om care te lași pe tine învins tot timpul și trăiești o viață de abandon de sine continuu, atunci ai putere să urci dincolo de fluviul de gânduri care desparte cele două realități, lumea noastră și lumea de dincolo. Este o zonă formată din gânduri ca niște săgeți care se întretaie cu viteză foarte mare și zumze așa cum se aude curentul electric trecând pe liniile, prin linie de înaltă tensiune. Deci asta este bariera. De fapt, noi suntem chemați fiecare din noi să facem drumul de întoarcere spre divin pe care l-a pierdut primul Adam. Primul Adam, fiind fascinat de această realitate, a pierdut legătura cu Dumnezeu. Acum drumul invers se face prin distanțare de lumea aceasta, o continuă detașare și desprindere de ea, să nu o vrei cu totul, să nu fii preocupat tot timpul de ea și încercăm cu toții să ajungem în această stare de desprindere absolută, care înseamnă de fapt raiul. Ne străduim. Ai mai spus că unele sufletele pot veni ca însoțitori, ca ghizi aici pe pământ. Da, de-aia erau puțini acolo, pentru că majoritatea care probabil era în zona respectivă au fost trimiși ca și ghizi pe pământ. Pentru că fiecare trebuie să aibă un înger. Fiecare din noi are un înger. Și dacă fiecare om are un înger, așa cum știm și din varianta religiei clasice, atunci înseamnă că foarte mulți, marea majoritate a sufletelor de acolo au plecat să fie însoțitorii oamenilor de pe pământ. Da. Bine, mulțumesc. Uite, revin la un subiect care probabil că care contrariază pe mulți oameni și care o să te facă să te întreb, mă, iar vine omul ăsta cu întrebări din astea în emisiune. Revin la o întrebare foarte importantă, pentru că marea majoritate a oamenilor, indiferent că știu sau nu știu că sunt credincioși autentici sau nu, vorbesc despre, de exemplu, zona românească, unde marea majoritate sunt sau spunem că suntem creștini, așa, ei cred în rugăciune. Și tu spui foarte clar, exact în această zonă, așa, că nu e chiar așa. Le-am transmis unor oameni din nou informații de la ultimele binare ale tale, unde tu repeți, acolo unde este rugăciune, s-a terminat legătura cu divinul. Asta pare ceva
șocant, chiar este, nu pare, pentru oamenii care au alte noțiuni despre religie și spiritualitate decât ai tu și unii dintre cei apropiați zonei. În ultimul webinar am vorbit despre cunoștința pe care o ai cu profesorul Constantin Dumitru Dulcan, care a spus că rugăciunea este o realitate fizică, auzi ce zice el, fizică și un anume fel de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi, zice, asta de nenumărate ori și am rămas înfiorat văzând ce poți obține și că poți obține un rezultat. La fel, eu am mai vorbit cu tine despre viața care mi-a scos în cale mulți oameni din care ei erau în situații disperate, așa, și au primit după post rugăciune, slujire, dăruire, smerire și mulțumire, recunoștință, schimbări fundamentale care pot fi catalogate clar ca miracole în viața lor. Și se mai și spune că viața ta să fie ca o rugăciune și rugăciunea să fie viața ta, adică starea de a fi mereu lângă Dumnezeu, starea de a te simți mereu în ochii lui Dumnezeu, starea de a ști mereu că Dumnezeu este în tine și coordonează totul și știe tot despre tine în orice clipă, nu numai când te duci la o biserică sau alta. Și oamenii cer lămuriri suplimentare. Dumnezeu este înăuntrul nostru, spun unii prin Sfântul lui Duh, noi suntem emanații, copii ai Tatălui Ceresc. Suntem trimiși aici pe pământ pentru a ne învăța lecțiile specifice fiecăruia și pentru a ne întoarce să trăim în iubirea și în voia lui Dumnezeu o eternitate cu El. Cel puțin asta este crezul și dorința fiecăruia dintre cei dintre credincioși. Dacă totul este Dumnezeu, de ce se exclude dialogul dintre tată și copil? Menționează acești oameni că nu este vorba de cereri materiale, ci sănătate, binecuvântări, mulțumiri, recunoștință și, în general, rugăciuni de slăvire și de bine pentru ceilalți oameni, nu pentru ei. Da. În primul rând, nimic din aceasta nu se poate cere pentru că lumea este secundară. Și ceea ce este secundar, doar ia energie de la ceea ce este primordial. În momentul în care cerem, atunci se taie legătura cu Dumnezeu și se blochează comunicarea. Deci nimic din lumea aceasta, sănătate, avantaje, profit, case, mașini, orice cerem noi din lumea aceasta, nu se poate da, pentru că este secundar. Iar ceea ce este secundar doar ia energie de la ceea ce este primordial. Deci acest subiect este închis definitiv. Apoi eu am avut odată o experiență cu mișcarea lentă și în urma acestei experiențe, după o lună de zile, aveam un dialog cu Dumnezeu din mine, care era chiar sufletul meu, un dialog din poziția egoului. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, pe care nici nu știam cum îl cheamă, i-am spus: tu ființă, ce trebuie să fac tu ființă să mă las pe mine tot timpul? După care el a zis: da, tot timpul. Nu mi-a zis să mă rog tot timpul, a zis să mă las pe mine tot timpul. Este prima dată când el mi-a răspuns cu vocea lui pentru mine. Această informație, deci această întâmplare, este extraordinar de importantă, pentru că el nu mi-a zis să te rogi tot timpul, mi-a zis să te lași pe tine tot timpul. Deci asta e un lucru foarte dificil pentru om. Din cauza asta eu înțeleg oamenii care nu vor să urmeze pe Hristos și vor doar să se roage, pentru că rugăciunea înlocuiește, de fapt, necesitatea responsabilizării, autoresponsabilizării vieții lor. Adică ei nu vor să se schimbe. Că în momentul în care te schimbi, acea schimbare a ta este așa de puternică, pentru că te unești cu Dumnezeu prin supunerea ta, prin acceptarea ta, prin dăruirea și predarea ta de sine, te unești cu El. Și această unire este mai tare decât orice în lume și nu ai nevoie să mai faci ceva deosebit, pentru că devii El. Deci prin supunere, prin acceptare, prin dăruire de sine, prin non-judecată, non-intervenție,
tu devii una cu Divinul și acest lucru este așa de puternic încât nu mai are loc nimic altceva, pentru că devii iubirea, iubirea Lui, devii chiar El. Și mai sunt foarte multe aspecte, spre exemplu, am înțeles de la un părinte care spunea că în limba greacă a te închina, deci a te ruga, a te închina înseamnă a săruta. Deci asta înseamnă că până noi nu atingem Divinul prin comportamentul nostru, nimic nu se mișcă în viața noastră. Și este adevărat. Pentru că omul, spre exemplu, merge la biserică, participă la un ritual, la liturghie și la rugăciune, dar el când se întoarce acasă își reia vechea lui viață și nu se împuținează deloc. Numai împuținarea, deci lăsarea de sine, împuținarea este cea care te duce în divinitate. Dumnezeu nu este în mult și în bogat și în plăcut, Dumnezeu este în puțin, în modestie, în simplitate și în smerenie. Deci este jos. Și nimeni care nu merge în jos nu-L poate cunoaște. Spre exemplu, acei avi din pustiul Egiptului, din Patericul Egiptan, ce lucru deosebit au făcut? Primul lucru pe care l-au făcut când s-au dus acolo într-un fel de sărăcie autosumată a fost faptul că ei s-au restrâns. S-au restrâns așa de mult încât lucrurile lumii acesteia nu mai erau importante. Deci numai cel care se înfrânează poate să-L cunoască pe Dumnezeu. Numai sclavul ajunge în rai. Numai cel care este ca o cârpă, care este ca un rob, numai acela ajunge în rai. Din cauza asta, toți cei care au pretenții și au reactivitate și răspund, nu au iubire. Deci reacția înlocuiește iubirea. Cel care reacționează înseamnă că nu are iubire și apără ceva. Întotdeauna noi când apărăm, îl apărăm pe diavol. Și trebuie să se știe lucrul acesta. Cu siguranță majoritatea nu o să accepte, pentru că au intrat într-un mecanism din ăsta de, cum să zic eu, de programare neurolingvistică care a fost făcut de mult timp și lucrează cu conceptele create de stăpâni la lume și nici măcar nu se întreabă dacă este adevărat ceea ce se spune. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că adevărul nu atacă niciodată, adevărul este întreg, nu are lipsuri și nu are nevoie să se lupte și să apere. În momentul în care omul se luptă și își apără o teorie, o ideologie, ceva, el a devenit o ființă întunecată, automat. Deci, dacă ar fi credincioși, credinciosul lasă lucrurile așa. Credinciosul nu are întrebări, credinciosul doar acceptă ceea ce vine din față fără să se împotrivească la nimic și așa devine una cu Divinul. Este extrem de simplu. În momentul în care cineva simte că trebuie să facă ceva, el inițiază acele lucruri cu un ego. Pentru că numai ego-ul are lipsuri. El crede că nu este suficient de bun, nu este întreg, că trebuie să facă ceva deosebit ca să ajungă niciunde. Aceasta este credința ego-ului. Deci el se simte mic și că trebuie să facă ceva ca să ajungă la un anumit nivel. În condițiile în care sufletul nostru este întreg. El nu are nevoie de nimic din afară, nu este deranjat de nimic niciodată, nu intervine niciodată, nu se apără și nu se luptă niciodată. Omul care vrea să-l corecteze pe celălalt și care vrea să ceară socoteală, este un om diabolizat. Pentru că nu este în iubire. Iubirea nu cere socoteală, nu vrea nimic pentru sine, nu vrea să dovedească nimic, nu are niciun fel de întrebare. Iubirea doar este și este suficientă. Iubirea nu știe decât să dăruiască și nu are niciun fel de pretenții de la nimeni să fie cum vrea ea. Iubirea doar este. Și este de fapt iubirea Lui. Este foarte simplu să ajungem să ne unim cu Divinul prin un comportament din asta de a-i sluji pe ceilalți continuu. Dacă nu-i sluji pe ceilalți, suntem revendicativi. Și reacționăm și răspundem critic și acuzator. Oamenii care acuză au diavol, pentru că numai diavolul acuză. Sufletul nu acuză niciodată, acceptă lucrurile așa cum sunt, pentru că el știe că din față vine numai Dumnezeu și nu se poate opune la nimic. Cel care se opune este întotdeauna diavolul. Noi întotdeauna când luptăm și ne apărăm, apărăm un diavol. Când o viață întreagă, când căutăm să ne îmbrăcăm frumos,
îl îmbrăcăm pe diavol frumos. Când căutăm să ne plimbăm în toată lumea, pe diavolul îl plimbăm. Sufletul nu are nevoie de nicio plimbare. Când căutăm să îi dăm mâncărurile cele mai bune, diavolul îi dăm cele mai bune mâncăruri. Sufletul nu are nevoie de așa ceva. Mâncarea pentru el este folosită doar ca mătură, să curețe organismul de procesele, în urma proceselor metabolice. Deci în sine noi trăim doar cu tot cuvântul lui Dumnezeu, deci cu iubire. În măsura în care noi nu iubim, nu ne încărcăm cu energie subtilă și atunci viața noastră se dărâmă de la sine. Deci noi suntem o ființă a cerului întreagă, peste 97% suntem ființă divină, înalt vibrațională, restul de 3% suntem tot el, însă pe vibrație mai joasă, deci peste tot este numai el. Dacă în Biblie și peste tot și Sfinții Părinți și Părinții Sfinții Bisericii noastre spun acest lucru, că Divinul este în toate. Păi ce înseamnă în toate? Nu poți să spui că este mai puțin Divin într-un loc decât în alt loc. Nu se poate face diferență. Că de acest Dumnezeu care îmi este pe plac, îl accept, iar acest Dumnezeu care se vine din fața mea printr-un om care este nespălat, este bețiv sau este trădător sau mincinos, pe acest Dumnezeu îl resping. Nu se poate. Deci, Domnul inimilor noastre, prin oameni, le dă anumite roluri și vin împotriva noastră corector pe nivelul nostru de orgoliu și nivelul nostru de atașament ca să ne salveze viața. Așa cum spuneam și în altă dată, spre exemplu, hoțul vine și ne ajută, ne desprinde de ceea ce prețuim noi cel mai mult și noi pedepsim hoțul. Deci omul acela nici nu știe ce face, Dumnezeu l-a pus să joace un rol în viața noastră și ne execută exemplar și noi pedepsim de fapt pe Dumnezeu. Noi nu știm că din față vine numai Divinul în toate formele posibile și din cauza asta suntem răzvrătiți. Continuu. Trăim în lumea aceasta ca o ființă josnică, o ființă joasă, luăm în derâdere aceste lucruri în bătaie de joc, zicem că ceea ce ne-au spălat pe noi pe cap stăpâni la lume este adevărul și nu putem să înțelegem că de fapt în momentul în care Dumnezeu a fost pus la distanță, atunci noi am devenit o ființă întunecată și toată civilizația construită de noi, toată civilizația acestei lumi, care este bazată pe distanțarea de divin, este o civilizație conflictuală, în care noi nu putem să supărăm pe aproapele nostru și luptăm cu el. De atâta timp noi luptăm cu el. Deci tot timpul suntem în lupte unii cu alții, ceea ce dovedește că nu aceasta este calea. Acolo unde este bunăstare, nu este Dumnezeu. Deci calea, exact cum mi-a spus îngerul meu, și îngerul meu vine de sus, de la prag, de la tronul Tatălui Ceresc. Mi-a spus, uită-te la ei. Este un înger foarte mare ca dimensiune. Exact cum erau acele ființe din cercul înțelepților. Uită-te la ei. Toată lumea aceasta merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul nu este aduna. În momentul în care omul este răzvrătit și ia în bătaie de joc aceste lucruri și nu poate să înțeleagă că Dumnezeu este în supunerea ta și decât să te rogi mai bine te supui și îl urmezi pe Hristos, deci imitați-o Cristii, al imita pe Hristos este calea, așa cum un copil, spre exemplu, nu se roagă, ci își imită părinții, și copiază, așa ar trebui să facem și noi. Adică, de ce ne doare să ajungem să facem exact ceea ce a făcut Iisus? Ne-a spus să întoarcem și obrazul celălalt. De ce este greu? Deci, decât să te rogi, mai bine întorci și obrazul celălalt. Sau îți dai și cămașa de pe tine. Și dacă cineva vine și îți ia o parte din avere, tu dă-i-o pe toate, așa cum spunea și Domnul Iisus. Deci oamenii se răzvrătesc pe Iisus și nu-L iubesc absolut deloc și nu-L acceptă și fac doar un ritual care să bifeze un sentiment religios doar ca să se îndepărteze de El tot timpul pentru că nu pot să-L accepte, pentru că Iisus le-a atacat de fapt bunăstarea, comoditățile și satisfacțiile vieții. Ei nu pot să-și închipă, ei când luptă cu cineva, acești dogmatici, când luptă cu cineva și nu sunt iubire, ei luptă pentru că în primul rând au devenit o ființă întunecată pentru că numai diavolul se luptă, iar în al doilea rând fac lucrul ăsta ca să apere un diavol. Reacția
riposta, împotrivirea la ceea ce se întâmplă, faptul că pun dreptatea lor, adevărul lor pe primul plan, asta înseamnă diabolizare și întotdeauna apără un diavol, în condițiile în care Iisus nu s-a răzvrătit niciodată. Iisus a doar acceptat tot ceea ce s-a întâmplat fără să se împotrivească, nici măcar când a fost în situația de a-și pierde viața, nici atunci nu s-a răzvrătit. Și a spus, Doamne, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Nu? Deci a acceptat totul pentru că venind din mâna lui Dumnezeu și că și-a dat seama că n-are cu cine să se lupte și n-are împotriva cui să se împotrivească. Deci omul care se răzvrătește și cere socoteală sau vrea să-l corecteze pe celălalt, el crede că are dreptate, dar în clipa respectivă a devenit o ființă întunecată. Pentru că Iisus nu s-a răzvrătit niciodată, nu a cerut socoteală și nu a făcut decât să accepte tot ceea ce vine din față fără împotrivire. Aceasta face iubirea. Iubirea nici nu are nevoie, fiind adevărul suprem, fiind întreagă și nu are lipsuri, ea nu are nevoie să facă un efort ca să obțină ceva. Deci noi ar fi suficient să fim iubire, dar ca să fii iubire ar trebui să te supui tot timpul celorlalți, să faci voia celuilalt și niciodată voia ta, să te lași folosit, exploatat și manipulat de oameni. Exact cum povesteam despre Sfântul și astăzi în emisiune cu doamna Gina, am povestit despre un sfânt care este real, trăiește în țara noastră, un sfânt cu cisme, care dacă te uiți la el îți vine să fugi, miroase urât, este urât la față, nici nu știe să vorbească, cu fără dinți în gură, trăiește într-o cocioabă, nici nu știu dacă are acoperișul întreg, și doarme pe două scaune. Deci nici măcar nu doarme întins. Deci doarme pe două scaune. Și oamenii îl exploatează, își bat joc de ei, îl pun să facă muncile cele mai grele și când e după o săptămână de muncă grea să-l răsplătească, îi dă 3 țigări și un covrig în bătaie de joc. Deci omul care nu se supără când ceilalți te umilesc, acela a ajuns deja în rai. Deci omul acela este un sfânt. Adevărații sfânți, vreau să spun, nu-i cunoaște nimeni, nu sunt teologi. Nu sunt teologi, n-au scris cărți, nu nimic, nu-i cunoaște și nu-i va cunoaște nimeni, nu sare în ochi nimănui, nimeni nu îl ia în considerare, râde ei și își bat joc de ei. Și aceia sunt, de fapt, ființe foarte înalte. El visează în fiecare zi cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus și Dumnezeu i-a spus, în momentul în care vei pleca din lumea aceasta, vei veni și vei sta cu mine. Ce lucru mai minunat. Și dacă te uiți la el, este un om de nimic. Nu îi ofensează pe nimeni, nu își bate joc de nimeni, nu zice cine ești tu să-mi spui mie una ca asta. El doar iubește și acceptă totul, chiar dacă îi dă doar un covrig, oamenii s-ar revolta. Adică muncești o săptămână întreagă și nu-ți dă nimic în bătaie de joc. El nu se revoltă niciodată, este tot timpul cu zâmbete pe buze și cântă. Da, acești oameni sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt printre noi, sunt suficienți, dar sunt un nimeni. Nu au case, nu au mașini, nu au bunăstare, nu au stabilitate, nu au siguranță, pentru că Dumnezeu este numai jos și niciodată nu este și nu va fi sus. Din cauza aceasta vine acum noua ordine mondială, care este o ordine care va ataca brutal, brutal și rău de tot, bunăstarea, posesiile și comoditățile vor fi destrămate fără discuție, pentru că când eram în lumea de dincolo, cam prin anii 1945-1946, intrasem în cercul acela al înțelepților, m-am prezis și eu intrând în rândul lor. Ei căutau o soluție ca să oprească războiul pe pământ și să găsească o modalitate să schimbe modelul nostru de viață, în care punem bunăstarea pe primul plan. Și acest lucru se întâmplă, începând din anii respectivi, se lucrează la acest proiect. Lumea este condusă de un fel de cupolă, de societăți secrete, dar ei sunt doar executanți, peste ei sunt niște ființe non-umane și dincolo de ei sunt ființe extraterestre și îngeri, care cu toții conlucrează ca să poată să schimbe concepția de viață a acestei omeniri, pentru că ea trebuie să se alinieze la modul de a trăi al hipercivilizațiilor, care, am mai spus, nu au bunăstare și nu au comodități. Deci tot ceea ce apreciem noi în lumea
Aceasta ne face cel mai mare rău posibil și ne ia viața. Acest lucru s-a întâmplat pentru că noi am pus consumul și bunăstarea, binele nostru propriu pe primul plan și ne-am pierdut energia vieții. Acum omenirea nu mai are viață, nu mai are energie și este în pericol de extincție. Din cauza asta o să urmeze 15 ani de implementarea acestor măsuri de restrângere a necesităților. Vom trăi numai pe închiriere, deci nu vom mai poseda nimic și vom fi fericiți, așa cum s-a spus, și nu este cale de întoarcere deloc. Lumea pe care am cunoscut-o noi până acum, a bunăstării, nu va mai reveni niciodată, și niciodată înseamnă niciodată, și vom trăi într-o altă realitate. Din punctul de vedere al ego-ului este foarte greu de acceptat, pentru că noi așa considerăm viața ca o continuă satisfacție, adăugare de satisfacție la corpul nostru, și ea nu este asta, dar din punctul de vedere al sufletului este epoca cea mai minunată care poate să existe, pentru că este o eliberare de ego. Ego-ul înseamnă posesii. Deci ai observat că omul care are, eu îmi dau seama imediat, omul care cere socoteală, are pretenții, luptă pentru adevărul și dreptatea lui, este un om care are în spate bunăstare, adică nu-l are pe Iisus. N-are iubire, pentru că dacă ar avea iubire, nu ar avea bunăstare. Deci omul trebuie să se restrângă continuu ca să poată să fie îngăduitor, înțelegător, bun, blând și iubitor la maxim. Deci omul care are de toate este ignorant, este mofturos, critic, acuzator, intolerant, nemilos, crud, are cruzime, și omul acesta este omul obișnuit al zilor noastre. Deci asta este. Noi până nu atingem acest nivel al hipercivilizației nu vom fi liniștiți și nu vom fi lăsați în pace niciodată. Da, mulțumesc. Uite, am întrebări din partea două suflete femei care merg la un cult tradițional, așa creștin, se smeresc, sunt îmbrăcate modest, poartă batic pe cap, ele au statut intelectual așa ca poziție socială, dar sunt foarte smerite, cel puțin așa arată, sunt respectoase, fac dăruire, una face meditații gratuit cu niște copii mai săraci și așa mai departe. De ce întreabă de ce în referirile făcute la comportamentul femeilor se simte din partea unor participanți la webinarii critică, atac permanent și chiar dispreț? Sunt bănuite femeile de toate infidelitățile și așa mai departe. Cum se pot apropia sufletele lor de această învățătură care este atractivă, când văd că există și un asemenea tratament din partea unor elevi din școala iubirii? Răspuns. Nu este nevoie să se apropie, este o formă de selecție. Cel care este deranjat este diavolul, întotdeauna, numai diavolul reacționează și ripostează, nu acceptă nimic ceea ce vine din față, în condițiile în care sufletul nu este deranjat dacă este călcat în picioare, scuipat sau bătut, sau umilit, sau înjosit. Deci sufletul, asta înseamnă că ele trăiesc în orgoliu și din cauza aceasta reacționează. Deci dacă ar fi trăit în suflet, în dragoste și în iubire, așa cum era Iisus, nu puteau să respingă aceste lucruri, ar fi înțeles că aceasta este situația, din cauza asta acum omenirea moare. Deci dacă testosteronul a scăzut la bărbați de la 97% în 1997, în 2017 a ajuns la 45%, înseamnă că omenirea moare, bărbatul moare și dispare, când nu vor mai fi bărbați, nu vor mai fi femei. Atacul asupra bărbatului este fenomenal, se atacă specia umană și în curând, în 10-20 de ani de zile, nu știu ce se va mai întâmpla cu noi. Exact cum se spune, cam în 15 ani se implementează aceste măsuri și intrăm într-o perioadă de 50 de ani de extincție în masă. Adică vom fi selecționați, vom fi cernuți
și exact oamenii care se răzvrătesc vor suferi cel mai tare, pentru că dacă nu trăiești în suflet, Dumnezeu acum, pentru că nu mai avem energie la care să apelăm, ne va lua punctual, adică la țintă punctual, și forța cu care omul va lovi în exterior este forța cu care exteriorul va veni spre el și îl va zdrobi. Deci cei care sunt, nu sunt credincioși, îi zic că sunt credincioși, dar nu sunt credincioși, sunt în cel mai mare pericol posibil, de aici încolo. Nu se mai glumește. Și se va vedea asta. Se va vedea. De ce? Pentru că ei sunt exact cei care nu au credință, nu au dragoste, nu au iubire, și atunci divinul, nefiind cu ei, ei nu sunt inspirați. Și toate măsurile pe care ei, tot ceea ce fac din frică. Pentru că sunt exact oamenii care au frică foarte mare, aceștia. Au frică, sunt intoleranți, au răutate interioară, îi desconsideră pe aproapele lor. Așa cum am spus și înainte despre rugăciune, a fi suficient ca să trăiască într-o stare de supunere continuă și slujirea celorlalți, și atunci Dumnezeu este cu ei. Nu este nevoie să faci ceva deosebit, pentru că tot ceea ce inițiază, doar ego-ul inițiază, sufletul doar este. Diferența este colosală. Sufletul doar este iubire și nu are nevoie de ceva mai mult, el este întreg și nu are lipsuri. Deci sufletul doar slujește, este ca un rob, este ca un sclav pentru ceilalți, nu știe decât să dăruiască, nu are nevoie de nimic din afară, nu se revoltă de nimic, acceptă totul așa cum este, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Dar în momentul în care trăiești într-o stare din asta de supunere, supunerea în sine este un alt nume al lui Dumnezeu. Dacă divinul este o supunere, este cedarea, este acceptarea, este dăruirea ta, este înfrânarea, este slujirea celuilalt, este predarea de sine, ce altă tărie, ce altceva mai mare poate să existe decât să te identifici cu Dumnezeu, cu însușirile divine, cu ceea ce Dumnezeu face. Atâta trebuie să faci, să faci ceea ce El face. Și dacă faci lucrul acesta, deci ești într-o continuă stare de supunere, ești una cu El și nu mai ai lipsuri, nu mai ai temeri, nu mai ai frici. Și divinul este cu tine și atunci poate să ți se împlinească orice fel de vis. Nu ai nevoie să lupți cu nimeni, nu ai nevoie să atingi nimica, nu ai nevoie să lupți pentru dreptatea ta, pentru adevărul tău, și doar lași lucrurile să fie, pentru că divinul doar iubește. Asta înseamnă a iubi. Să lași lucrurile așa cum sunt, pentru că este divinul în manifestare în tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce vine spre noi, și asta este singura soluție de a te uni cu El. Este foarte simplă, dar fiind foarte simplă, nimeni nu o vede. Și revin la Maestre Eckhart. Era gata să fie ars pe rug, pentru că a spus că Dumnezeu este în el. O întreagă instituție s-a ridicat împotriva lui și i s-a intentat proces și s-a apărat singur. Împotriva unei complete judecate format din, nu știu, 5 inchizitori. Și cu mărturiile din Biblie a putut să demonstreze că Dumnezeu este în noi și este suficient să fii una cu el, și ești imediat una cu el prin supunere, prin slujirea celorlalți, prin acceptarea ceea ce vine din față, ești atunci, prin lipsă de răzvrătire, prin lipsă de judecată, de critică, de învinuire, de condamnare, vezi cât de multe sunt lucruri pe care diavolul trece din una în alta și se metamorfozează. Deci este așa de simplu să fii una cu Dumnezeu, decât să te rogi sau să faci un efort care nu are o finalitate, mai bine te duci și ajuți pe cineva în timpul respectiv și te supui oamenilor, și supunerea ta este ultimul nivel și este prezența lui Dumnezeu. Și este așa de simplu. Da, mulțumesc. Uite, vreau eu de mai multe zile să îți ridic, să spun niște întrebări legate despre civilizația și spiritualitatea dacilor. Am văzut multe asemănări între învățătura adusă, de exemplu, de Lao Tzu, învățătura creștină, învățătura școlii iubirii, învățătura pe care o aduce prin cărțile lui și astăzi Rumi. Se cunoaște că vechii locuitori ai acestei zone
geografice se închinau lui Zalmoxei și soarelui luminii. Datorită credinței profunde, nu aveau frică de moarte, se conduceau după legile belagine sau legile firii, legile naturale. Și ele sunt impresionante și astăzi prin cuprinderea și profunzimea lor și rezultatele lor practice. Uite, prima lege legată de Dumnezeu, Creatorul a tot și a toate. Dincolo de curgerea timpului și de cugetarea zeilor, este focul cel viu și veșnic din care vin toate și prin care ființează toate cele ce sunt. Totul și nimicul sunt suflarea sa, golul și plinul sunt mâinile sale, mișcarea și nemișcarea sunt picioarele sale, nicăieri și peste tot este mijlocul său, iar chipul său este lumina. Nimic nu este făptuit fără de lumină și tot ce vine din lumină prinde viață și ia făptură. Te rog, comentariu. Da, dar nu se poate atinge lumina decât în măsura în care omul se predă pe sine celorlalți. Ceilalți sunt divinul. Este chiar Dumnezeu. Dar greșeala lui fundamentală, în urma căreia a rezultat această civilizație a bunăstării, este faptul că el pune binele și avantajele lui pe primul plan și asta înseamnă diabolizare. Asta înseamnă definiția diabolizare. În condițiile în care a fi una cu iubirea, a te uni cu Iisus, înseamnă a pune binele celuilalt pe primul plan, nu al tău. În momentul în care ai pui binele celuilalt, nu te mai poți răzvrăti împotriva lui, nu mai poți lupta cu celălalt. Dacă lupți, înseamnă că ai pus binele propriu mai presus de toate și de fapt ești o ființă întunecată. Deci noi avem aici dilema a fi sau a nu fi una cu divinul. Și lucrul ăsta se obține foarte simplu, dar nu ne convine. Trebuie să dai mereu întâietate celuilalt și pe tine să te lași. Adică să nu-ți urmărești binele propriu niciodată, să nu faci mai nimic pentru tine și să faci totul pentru ceilalți. Când trăiești într-o stare de aceasta de sacrificiu continuu pentru celălalt, tu te pierzi pe tine. În momentul în care te pierzi în așa măsură în care nici nu mai știi cine ești și nu te mai vezi niciunde, atunci ești una cu Dumnezeu. Dar dispare orice fel de pretenție, orice fel de cârtire și de nemulțumire. Atunci doar ești iubire. Iubirea nu cere socoteală, nu vrea să schimbe pe nimeni, nu vrea decât să dăruiască. Iubirea doar iubește și nu are nevoie să fie iubită. Da. Uite, legat de prima lege, de focul sacru, de Dumnezeu, vin cu o altă lege acum în fața ta, zice, ia aminte că bătaia inimii, curgerea sângelui prin vine, vindecarea rănilor, frumusețea ochilor și minunăția alcătuirii trupului sunt făcute prin puterea și suflarea focului cel viu și veșnic care este în fiecare și al cărui chip se arată în lumină. Dar nu uita că trupul este doar o fărâmă din puținul care se vede. Exact cum discutam noi, nu? Da. Este 0,53% o fărâmă, dacă da. Noi suntem plini de divinitate, peste 97%. Păi de ce ne îndoim? De ce avem nevoie să ne îndoim? Avem nevoie doar să slujim celorlalți. De ce ne supă faptul acesta când vorbim că ar trebui să fie o cârpă? Pentru că sufletul este o cârpă. În rai nu ajunge decât cel care este sclav, care este rob, care este ca o cârpă. Naiv, bun, îngăduitor la maxim, care nu știe decât să dăruiască, este copilăros și nu face nimic pentru sine, face totul pentru celălalt. Nu reacționează niciodată, nu se supără niciodată de nimic. Nu are nevoie să îi se dea nimic. El doar dăruiește fără așteptări. Aceasta este omul, acesta este omul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se poate obține, pentru că vorbești despre daci, daci erau considerați jumătate de oameni. Deci ei mereu se înfrânau. De ce? Făceau acest spațiu gol în care venea divinul, așa cum spune Meister Eckhart, aproape îl obligă, pentru că natura lui Dumnezeu este să ocupe golurile și el va veni imediat și va dori pentru tine ceea ce este mai bine pentru sine. Dumnezeu este ca o mână nevăzută care trece prin pieptul nostru spre situație de viață și le schimbă în mod negândit, adică nici nesperat. Deci noi nu o să putem niciodată să rezolvăm problemele vieții, noi funcționăm ca ego. Ego este mărginit, întotdeauna nu vede, problema asta este că nu vede soluții.
Atâta timp cât trăim în ego, adică punem bine nostru pe primul plan, avem văl pe față și nu vom ști ce să facem, nu vom înțelege nimic. Deci singura soluție ca să putem să trăim în viața aceasta, să supraviețuim, este să ne retragem noi ca să poată să facem loc lui Dumnezeu. Deci dai eu și ei putere. Asta este singura soluție. Când ego-ul se retrage, atunci alentează divinul și viața ta este, o face frumoasă și îți dă tot ceea ce tu visezi, sănătate, fericire pentru tine și pentru copiii tăi, dar tu singur nu vei putea să faci nimic niciodată. Pentru că nu, noi nu realizăm lucruri datorită calităților noastre, ci datorită prezenței lui Dumnezeu. Cei care sunt creatori în lumea aceasta sau cei care au reușit să facă lucruri importante, le-au făcut cu energia lui Dumnezeu pe care au obținut-o în altă viață. Și acum doar irosesc din această energie sau se folosesc de această energie ca să creeze lucruri. Deci fără prezența lui Dumnezeu, noi nu putem face absolut nimic. Și dacii, din cauza aceasta, erau victorioși, știau acest principiu, ei se autolimitau continuu, așa au fost învățați în școala misterelor de Zamorse, este cea mai înaltă școală care a fost pe pământ, în care, și ăsta e secretul cel mai mare, să te împuținezi continuu, faci spațiul acela gol, vine divinul și îți mișcă mâna, spre exemplu, într-o luptă și atunci te face victorios. Pentru că spune lucrul acesta și în Vechiul Testament, este suficient să respectați poruncile mele și voi merge în fața voastră ca un stâlp de foc, 10.000 dacă vă atacă din stânga îi voi dobărâ, 10.000 din dreapta îi voi dobărâ și vă voi salva și călcâiul de piatră ascuțită. Deci toate sunt în puterea lui Dumnezeu, dar divinul trebuie să fie cu tine. Ca să fie cu tine, tu trebuie să nu pui materia pe primul plan și să te distanțezi de ea tot timpul. Acesta este secretul fantastic pe care l-a dat Zamorse. Uite, acum îl știe toată lumea. L-am spus și în aceste cărți, am tot explicat în toate modurile cele mai profunde taine, dar sunt sigur că mai nimeni nu le vrea pentru că nu le convine. Oamenii trăind în ego le desconsideră și, sau mai bine spus, nu le văd. Nu le văd și nu le aud. Exact cum spunea Alexandru Macedon, i-a spus lui Aristotel, profesorului sau cum să zic, învățătorului său, învățătorul aș vrea ca aceste cunoștințe care mi le predai mie să nu le cunoască nimeni, să rămână numai pentru mine, iar Aristotel a spus, împărate, nu-ți face probleme, această cunoaștere este peste tot, dar nu are acces la ea decât cei care sunt pregătiți. Același lucru se întâmplă și la școala iubirii, răspunzând și la întrebarea anterioară, este o modalitate de selecție și modul de a vorbi și modul exigent de a spune lucrurile, de fapt, cei care nu merită să ajungă aici, nu e nevoie să ajungă, pentru că această cunoaștere nu este destinată tuturor, este o cunoaștere care e destinată numai celor care sunt înfrânți cu inima sau au trăit în viața lor drame personale, pierderi sau suferințe. Asta s-a întâmplat aici. Am observat că numai aceștia sunt deschiși și din cauza asta pe manșura canalului am scris că adevărurile profunde ale vieții, tainele cele mai ascunse, nu pot fi accesate decât de omul simplu, modest și smerit. Oamenii care au poziții importante în societate, profesori universitari, mai știu eu ce poziție în instituțiile religioase ale lumii, nu au cum să atingă această cunoaștere pentru că nu sunt înfrânți cu inima. Bunăstarea este, de fapt, o barieră formidabilă. Formidabilă. Din cauza asta, în noua lume nouă, acum suntem întâi deposedați și când nu mai avem posesii, nu vom avea ego, deci nu ne mai putem identifica cu ceea ce avem, nu mai putem să apărăm, că nu mai avem ce să apărăm și atunci devenim sclavi, de fapt ne fac sfinți pe toți. Este o soluție, este o ocazie, nu știu cum se vor desfășura, sunt sigur că oamenii vor rezista și vor lupta în toate modele posibile, pentru că orgolul și ego-ul este foarte mare. Da, uite, referitor la ce ai spus până acum și special la domnul cu bocanci, de care mi-ai spus de câteva ori, minunea asta de suflet, uite ce spun legile belagine, curățenia trupului și desfătarea sa prin simțuri te pune doar puțin mai sus de dobitoace, căci nu un sunet plăcut te ridică,
Nici o duioasă atingere, nici un gust plăcut, nici o mireasmă îmbătătoare și nici o bucurie a ochilor. Căci unde este căldura, apare și frigul. Unde este dulcele, apare și amarul. Unde este plăcutul, apare și neplăcutul. Unde este mireasma, apare și duhoarea. Iar unde este râs și plânsul pândește. Iată dar calea de început, cumpătarea în toate ce faci, ascultarea de bătrânci, de cei înțelepți, hărnicia, mulțumirea cu ceea ce ai, ferirea de neadevăr și de vorbele deșarte, ferirea de ceartă și de mânie, buna purtare între semeni, dimineața să te trezești cu ele, ziua să le porți mereu în minte, seara să le ai cu tine în somn și astfel supărarea, lipsa, amărăciunea, nu vor să neputința, boala și răutatea altora nu se vor atinge de tine. Ce frumos! Da, și ne apropiem de sfârșit și vreau să spun un cuvânt de încheiere despre Sfântul Cucisme. El nu a fost deranjat de nimic niciodată. Când oamenii l-au umilit, l-au călcat în picioare sau l-au exploatat, nu a reacționat în niciun mod. Ce diferență colosală între cei de care spuneai tu și sunt răzvrătiți? Diferența este colosală. El a acceptat lucrurile așa cum sunt, pentru că știe foarte clar și repetă mereu, toate vin de la Dumnezeu și el spune, dacă Dumnezeu a vrut să-mi dea un cor, atâta trebuie. Deci nu-și face niciodată griji de nimica. Diferența este imensă. Deci în rai nu ajunge decât cel care nu se răzvrătește niciodată, care acceptă tot ce vine din față cu îngăduință și înțelegere, pentru că știe că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și nu ai împotriva cui să te opui. Este exact ca Iisus, ca stare interioară, are starea lui Iisus, umilit de toată lumea, bătut, bajucorit, călcat în picioare și scuipat, și el îi iubește așa cum sunt. Deci, e fantastic. Sunt mulți oameni de genul acesta printre noi. Mulțumesc frumos! După cum ați văzut, ceea ce înseamnă rugăciunea, de fapt, este smerenie. Este slujba celui din fața noastră, slujba noastră în fața lor. Mai mult decât atât, nu știu să vă spun, decât că Biblia spune așa, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dar dacă tu nu știi să te iubești, nu-ți poți iubi aproapele. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte de bucurii și de tot ceea ce vă doriți. Țineți cont de faptul că Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură și noi să ne iubim între noi și pe Dumnezeu la fel de mult. Uite minunat, la revedere!